Emisiune susținută de Mega Titan. Seara tuturor și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Substanțial. Este joi seara și mă bucur foarte mult să fim împreună în această minunată seară aici, în locul unde, sigur, încercăm să aducem în casă dumneavoastră toate informațiile așa cum sunt ele. Ascultă acest imn absolut minunat. Mi-aduc aminte de anii copilăriei, când în diverse tabere și excursii, împreună cu tinerii și prietenii, cântam această piesă, sigur pe versuri românești. O piesă care mi-a intrat la suflet și ori de câte ori o aud, o intonez în minte, e ceva absolut fantastic. Dar când vezi soldații, când vezi oamenii care merg la luptă să apere Israelul, să apere Țara Sfântă, cântând înainte acest timp, pentru mine este un lucru absolut incredibil. Pentru că acești oameni nu pleacă la luptă goi, pleacă plin de speranță și pleacă încărcați cu o energie absolut fără cuvinte. Se vezi cum cântă, se vezi, eu n-am văzut armata Rusiei să cânte când pleacă la război în Ucraina. Sigur, pe aia am văzut bând. Atâta pot ei. Ruși, nu? Dar pe oamenii ăștia, că știi, spune lumea, ok, când rușii sunt în război, nu țineți cu ei. Dacă sunt israeliți în război, țineți cu ei. E diferență magistrală, majoră. Una e să lupți pentru o cauză, să eliberezi un stat de nenorociți, de teroriști, și alta e să fii terorist într-un alt stat. E o diferență uriașă. Iar când auzi cum cântă, când auzi cu ce mesaj pleacă înainte, cu mâna la inimă, cu mâna la frunte, încărcați fiind de dorința de a face bine, cred că lucrurile sunt total diferite. De aceea am și dorit să dau la început acest material, această filmare făcută cu soații care cântă. Pentru mine are o mare semnificație. În această seară, exact cum intuiți, vom vorbi despre ce se întâmplă în Israel. E locul în care ne uităm cu atâta nădejde că se va termina nebunia și că Israelul va deveni o țară liberă. Multă nădejde. De multă vreme îmi doresc să vizitez Israelul și, sigur, a fost o coincidență. Exact anul trecut erau pregătiri pentru asemenea vizită, împreună cu o echipă, pentru a vizita Țara Sfântă, pentru a vizita tot ce se întâmplă, tot ce a avut loc acolo odată și a înțelege că fiecare metru, fiecare loc e sfânt. Însă au avut acele tragice evenimente loc în octombrie, în 7 octombrie, acea zi fatidică de sabat, când nebunii Hamasului au bombardat, au lovit, au ucis și acum continuă, nu se stăpânesc, nu se liniștesc și n-a fost suficient să vină Hamasul, au venit și Hezbollah cu Houthi și mai știu eu care fracțiuni teroriste care doar să ucidă, ăsta e țelul lor în viață, n-au alt țel, n-au alt mod. Și te uiți la Israel, că e o țară atât de mică, o țară atât de mică acolo între cei mari și ar putea să-și vadă de treabă și să fie liniștită dacă nimeni nu i-ar căuta nod în papură. De ce? De ce să cauți? E o țară mică. Nu e un colos, nu e America, ok, să ne certăm cu ei, să avem diferende, nu. E o țară mică, ar putea fi lăsată în pace. Dar de ce să noi deranjăm? De ce să nu le facem rău? Ca să apoi să-i acuzăm, că fac crime de război, să-l punem pe Netanyahu sub urmărire penală, să-l arestăm dacă putem. Bun, în loc să arestăm și să căutăm să punem la punct pe cei care fac rău, păi, cred că așa ar trebui puse lucrurile în operă. În această seară, o discuție despre ce se întâmplă în Israel și când vom vedea sau ce putem ști despre o posibilă zi a eliberării, o zi a libertății. În această seară, împreună cu noi, la această emisiune, domnul Doru Grigoroiu, român, stabilit în Israel. Bună seara, domnule Grigoroiu!
Bună seara și bine v-am găsit din nou. Prezența dumnealui este din nou în țară cu o serie de probleme pe care le are aici, dar face, o să fiu un cuvânt, naveta, da, deseori în Israel. Dacă ne auzim la telefon sau pe WhatsApp, mai multe acolo decât aici. Și în premieră pentru misiunea noastră, domnul David Maxim, expert în securitate, fost luptător în trupele speciale israeliene. Bună seara! Bună seara! Mă bucur pentru prezență. Și eu mă bucur pentru invitație. Încep cu dumneavoastră, pentru că sunteți prima dată la noi. Domnul Grigoroiu e acasă, e obișnuit cu noi. Ați luptat în trupele speciale israeliene. Ce înseamnă pentru cei care ne urmăresc? Și pentru mine, că și eu sunt curios, vă spun sincer. Este o onoare, în primul rând. Pentru că ai dreptul sau ai posibilitatea de a fi vârful de lance al apărării țării despre care ați vorbit mai devreme. Este exact onoarea de a putea fi primul care se ridică să lupte. Cei care chiar se ridică și o fac. Adică, de foarte multe ori spun că oamenii ca mine n-ar trebui să vorbească niciodată. Pentru că menirea noastră nu este să vorbim, ci să facem. Și să facem ascunși, să facem în liniște și să facem lucrurile fără ca multă lume să știe. Dar la un moment dat, în clipa în care loviturile depășesc capacitatea de a suporta, și vorbesc aici la acel șabat negru de 7 octombrie, la un moment dat te ridici și faci. Pentru că nu mai poți să stai să taci din gură. Tăcerea conștiințelor zămișlește monștri. Și uite monștri cum au ieșit din pământ și au atacat. Israel a tăcut niște ani de zile. A tăcut prost. A tăcut foarte prost. A închis ochii. S-a crezut mai puternic decât e. Poate n-au băgat în seamă semne care au fost date. Și oamenii se intensificau. Se intensificau. Au avut loc evenimente care trebuiau să atragă atenția, dar câteodată te culci pe lauri, devii prea încrezător în tine, câteodată preferi să lucrezi cu tehnologie în loc să lucrezi cu informații umane, care sunt cele mai curate, dacă vreți, cele mai adevărate. Câteodată crezi că dacă astăzi nimeni nu trage în tine, nici mâine nu o să tragă în tine, fals. Și câteodată greșim. Toți greșim. Da. Acum așa a greșit și Israelul, neluând în calcul că așa ceva se poate întâmpla. Bun, ce facem? Cădem? Nu. Facem ce trebuie și de un an Israelul face ce trebuie. Facem ce trebuie în Gaza, facem ce trebuie în Liban, facem ce trebuie în Iran și unde o să mai fie nevoie. Dar ca tot ați început cu imnul, cu Atikva, un vers din imn este: încă n-a dispărut speranța noastră de a fi un popor liber în țara lui Israel. Deci noi nu ne-am pierdut speranța. Și mai e un mic armănunt care de fiecare dată mă întoarce pe dos. În rugăciunea de Paște este o expresie care spune că în fiecare generație se vor ridica să ne omoare. Deci fiecare generație va fi supusă unui test. Ori ăsta este testul generației noastre. Ori noi nu acceptăm ideea de a fi ultima generație, cea în care răul reușește să ne distrugă. Nu vor reuși. Și avem datoria morală de a continua o istorie de 4.000 de ani. Nu sunt de acord în niciun caz ca generația aceasta să oprească ca istoria aceasta să oprească cu noi. Trebuie continuată. Și atunci, cu toată încărcătura asta, în clipa în care sunt mulți care vorbesc, sunt mulți care spun și sunt puțini chemați să pună mâna pe armă și să se ducă efectiv să facă ceea ce toți își doresc. Am avut onoarea de a fi printre ei. Este pe de o parte o onoare, pe de o parte este o durere, pentru că nu te duci niciodată singur și pierzi, de-a lungul drumului, pierzi mulți oameni, mult mai buni decât noi. Mult mai buni decât noi. Și ajungi la un moment dat să ai înțelepciunea vieții, să înțelegi cât de fragilă este viața și atunci ca luptător ai asta întotdeauna în fața ochilor. Nu există bucuria aia trăgaciului. Noi nu trăim într-un film cu Rambo, noi nu suntem într-un film de acțiune, noi suntem într-un film al grijii față de celuilalt, față de celălalt din față. Întotdeauna aud povestea asta: au omorât copii, au omorât femei. Cine a omorât femei și copii? Eu, cei ca mine. Despre cei ca mine se vorbește, da? Sunt medic de formație. Câți copii credeți că omor? Am doi copii. Câți copii credeți că omor? Dacă văd un copil sau o femeie în lunetă, credeți că apăs pe trăgaci? Nu cineva care nu există, cineva o umbră așa. Nu, eu. Nu faci așa ceva. Nu vorbim aici de o armată de mercenari. Noi n-am fost mercenari. Noi am avut o motivație foarte clară în spate. Acel limb pe care l-a spus la început. Ori plecând de la acea motivație, tu iubești
ceea ce e în spate, nu urăști pe cei din față. Nu vreau să îi omor de dragul de a-i omorâ. Nu, doar îi protejez pe cei din spatele meu. Ăsta este punctul nostru de plecare. Și atunci, ca luptător în trupele speciale, cel care ești primul chemat să facă ceea ce mulți nu vor să facă, dar preferă doar să vorbească despre asta, ai o conștiință care ți se dezvoltă, pentru că nu poți să fii acolo și să fii un gen de Rambo. Niciodată, never. Niciodată. Dacă nu ai o valoare etică, dacă nu ai conștiință, dacă nu ai o coloană vertebrală, și în primul rând vorbesc de etică, nu ai ce să cauți acolo. Mercenari găsim în Africa, mercenari găsim în Rusia. În Israel, armata nu este făcută din mercenari, este o armată a poporului. Oameni da. Concentrați sau fiii noștri, sunt fiii domnului da. Doru, sunt fiii dumneavoastră, sunteți dumneavoastră și domnul Doru și cu mine. Asta este armata Israelului, oameni care au o meserie, oameni care au o familie, care își trăiesc o viață absolut normală și când e nevoie sunt chemați la drapel și se duc, pentru că dacă nu se duc ei, nu se duce nimeni. Și dacă nu mă am eu pe mine, mie, pe cine am? Când vă ascult vorbind, mă gândesc la domnul Doru, care e lângă noi și pe mine m-a frapat să văd pe domnia sa, ducându-se și știu experiența în apropierea datei de 7, când v-am sunat a doua zi, sigur, printr-un joc de nevoie am dat de dumneavoastră, v-am găsit, mi-ați răspuns pozitiv și domnia sa a plecat să servească soldații de pe front cu alimente, cu hrană, cu masaj, mai știu eu, tratamente medicale, ca ei să poată să întoarcă pe front. Oameni care, români în primul rând, nu de acolo, dar împreună cu cei de acolo. Cot la cot, mergând, și aici vreau să intervin și să vin spre dumneavoastră. Asta ați făcut-o de atunci și continuați să o faceți în prezent. Și mi-ați trimis ultimele imagini pe care o să rog colegii să le pună pe ecran. Iată, avem și pe wall și vor fi și în ecran puse. Ce ați făcut în ultima perioadă? Unde sunteți acum? Care sunt noutățile cu privire la acest, nu știu cum se numesc, serviciul de ajutor al armatei, până la urmă? Da. Dacă dânsul a zis că este o onoare ca să lupte în față, să fie acolo, și pentru mine pot să spun că este o onoare să fiu în spate și să ajut această armată ca să... Este foarte dificil. Imaginați-vă că ești acolo, stai o zi, două, trei, o săptămână, nu te descalți, nu poți să-ți faci baie, nu poți să faci nimic din toate acestea și atunci ce faci după un anumit timp? Trebuie să le arunci și noi venim din spate, cumpărăm altele noi, n-ai posibilitatea să-ți faci dus să fii și le aruncă pe alea, le schimbă și altele noi. Deci lucrul acesta facem noi de imediat, a doua zi după ce a început războiul, în sâmbătă aceea când a început, am fost șocat, nu mi-a venit să cred, ca la mulți, aici sunt cu soția. O să vă rog să ne spuneți după ce terminați de povestit fiecare poză în parte, dar să vă las să continuați expunerea. Mulțumim. A doua zi am simțit că nu pot să stau locului. Și chiar de dimineață, mi se pare că v-am spus în urmă cu un an și ceva de zile, nu am avut pace, n-am avut liniște să stau în casă și să mă uit la televizor ce se întâmplă. Am sunat prietenii, vreau să mă înscriu ca voluntar. Și într-adevăr, povestea e mai lungă, v-am spus-o atunci. O știm, da. De a doua zi sunt voluntar la primărie, am avut mult onoarea să vorbesc și cu viceprimarul și chiar aici este și sora viceprimarului, împreună cu noi, în Kiryat Haim. Aici strângem toate aceste lucruri care se văd aici. Sunt foarte mulți oameni cu inimă bună. Ce ați făcut? Hai să luăm pe rând poze. Cine e în poză și ce ați făcut aici? Da. Deci aici în stânga este o prietenă de-a noastră de familie și iată-ne pe rând, aceștia suntem voluntari care împachetăm, aranjăm, sunt mulți alții care vin. Uitați, aici de exemplu, cum vin oameni din Kiryat Haim și din împrejurii, oameni obișnuiți. Din Haifa, oameni obișnuiți care vor să ajute și toate aceste lucruri trebuie să aranjate, împachetate și apoi o să vedeți că le ducem la mașină. Este o onoare și pentru mine ca să pot să fiu în spatele acestor oameni care într-adevăr luptă și se jertfesc și ați văzut că numai astăzi au fost morți. În stânga acolo e mașina mea cu care am mai cărat lucruri. Aici este în dreapta o mașină care la fel
luăm și ducem la diverse unități. Mai nou acum, nu ne mai dă voie nouă să mergem cu mașinile acolo, ci vin ei și le iau soldații. Bun. Și cu, da. Deci, practic, continuă pe mai departe ce ați început acum un an de zile, să strângeți resurse și să duceți către soldați. Mai vin soldații la dumneavoastră pentru relaxare? Mai aveți acele locuri special amenajate și acum sau nu? Nu. De când a început războiul cu Hezbollah, la noi s-a oprit pentru că suntem foarte aproape. Suntem la Migdal. Zona... nimic. Nu pot să da, și este foarte aproape. Nu le mai dă voie să vină așa. Însă noi, iată că ajutăm. Nu ne putem opri până când nu se oprește războiul. Până atunci, noi tot timpul trebuie să ajutăm, să fim acolo. Vedeți dumneavoastră, dacă îmi permiteți, două lucruri care îmi vin în cap după ce spune, despre ce spune domnul Dol. Primul este o considerație de ordin general. În lipsa cetății rămân cetățenii. Da. Unde este cetatea? Unde este statul care trebuie să facă lucrurile astea? Unde este statul care să se ocupe la nivelul ăsta? Pentru că eu pot să vă spun că îl înțeleg perfect pe domnul Doru și ceea ce îl mână. Pentru că eu știu cum e să stai cu aceeași pereche de pantofi, cu ciorapii, da, două săptămâni fără să deschizi șireturile. Da. Eu știu. Știu ce înseamnă un duș după două săptămâni de teren. Da. Dânsul știe. Și dânsul ne ajută. Și noi îi mulțumim. Dar asta te face să continui. Pentru că simți că ai în spate poporul cetății care te susține. Dar unde cetățenii sunt, dar unde e cetatea? Unde este forma aia organizată a statului care ar trebui să fi venit atunci, pe 7 octombrie, a doua zi, trebuia să vină și să înlocuiască și să facă atâtea lucruri. Foarte greu s-au mișcat. Și atunci a fost nevoie de oameni ca domnul Doru care s-a ocupat să facă înainte. Pe de-o parte. Și a doua considerație, o să vă spun, întâmplare reală. Iarăși, vedeți, noastră, de asta spun că oamenii ca mine n-ar trebui să vorbească. Eram în fort în Liban, fort înaintat, în primul război din Liban. Eram vreo 25 de kilometri înăuntru, da? Și ne încasam în fiecare zi, în fiecare zi, da? Știți ce ne dădea puterea de a merge înainte? Exact cum face domnul Doru, primeam donații de la oameni, așa cum sunt preluate de la dânsul, și ne erau aduse cu camionul militar pe care îl însoțeam cu tank în față, tank în spate, elicopter deasupra. Da. Așa ajungea la noi. Și le aduceam în bază și primeam pachete, nu știai ce ai acolo. Unul dintre pachetele pe care l-am primit era o donație a unei școli. Și o fetiță mi-a pus în cutia aia câteva bomboane și o scrisoare pentru soldatul care e acolo. Da. Foarte mișcător. A fost lucru care ne-a ținut mai departe și atunci ne-am pierdut și primul nostru comandant în Liban și pe al doilea. Și au fost lucruri foarte grele în momentele alea. Dar scrisoarea asta pe care am primit-o de la cineva, care exact cum domnul Doru îți arată că în spate ai pe cineva. Că nu ești singur, nu te protejezi în spatele armatei până la urmă. Exact, sunt oamenii cetății care te susțin. Și atunci asta îți dă putere să mergi înainte. Eu vă spun un lucru sincer, citesc multe cărți în zona războiului, sunt axat pe războiul mondial, al doilea război mondial, Germania, Hitler, Auschwitz, pe zona asta și mă sensibilizează foarte mult. Însă eu așa ceva ce se întâmplă în Israel pe acest model nu prea am văzut. Nici nu o să vedeți. E o altă abordare, de a fi uman, de a te interesa și mai mult decât atât, la fel ca domnia sa, sunt foarte mulți români care n-au nicio legătură, doar sunt înfiați de statul Israel. Dânsul nu este cetățean, nu este, poate cetățean sunteți, nu? Da, nu, dar nu sunteți de acolo, sunteți de aici, de la noi. Soția este. E de acolo. Da, sigur. Dar pe mine asta mă frapează. Dar nu, mă scuzați, nu se face niciun deci pe mine de... asta mă uimește că... Noi nu facem diferență. Poate că în România s-ar face diferența asta. Nu, poate că da, greșit. Și eu vreau să văd modelul ăsta în țara mea. Aici vreau să ajung. Ne lipsește iubirea. Vreau să văd modelul ăsta în țara mea. Ne lipsește iubirea. Ceea ce este foarte special între această două tabere, să zicem, dânsii care este în față și noi în spate, atunci când ne întâlnim este prietenia. Vă spun, este un lucru extraordinar, te iei în brațe, vorbești, transmiți, cânti împreună, este ca și cum te cunoști de cine știe cât timp. Da. Deci lucrul acesta îți dă o putere nouă să mergem mai departe, să-i ajutăm și cu siguranță facem tot ce putem și ca ei să poată să meargă mai departe. E simplu. Dacă sunt dispus să-mi dau viața pentru domnul Doru și pentru dumneavoastră, pentru că asta înseamnă a fi luptător. Da? Luptător înseamnă că la un moment dat, în parcursul vieții, ai luat decizia că o idee este mai importantă decât propria ta viață. Da? Este o decizie conștientă.
Și eu am hotărât, la un moment dat în viață, că statul Israel și ceea ce reprezintă statul Israel este mai important decât viața mea. Și atunci pot să-mi permit să-mi o pun în risc. Da? Da. Atunci, dacă eu sunt dispus să-mi pun viața în joc pentru domnul Doru și pentru dumneavoastră, nu vă arăt prin asta că vă iubesc cu o iubire supremă? Eu aș vrea să aud un român că spune asta despre România. Sunt la fel de român pe cât sunt de israelian. Poate cred dumneavoastră că... spuneți pentru că aveți lecția de acolo, dar un român de aici l-aș vrea să-l aud. Un român care nu are lecția de acolo. Eu zic că sunt destui. Sunt destui? Sunt destui, pentru că să știți dumneavoastră că întotdeauna în mari probleme vedem mari oameni. Dacă România ar avea mâine o mare problemă, sunt convins că mari oameni care să oameni ar ieși. Sigur că da. Absolut. Ce ne motivează pe noi? Știți care este problema? Dacă dânsii n-ar fi acolo, noi n-am mai fi aici, în țară. Pentru că toți ceilalți au venit. Este foarte important ca să ne susținem unii pe alții. Unitatea aceasta este forță, este putere să mergi mai departe. Pentru că Dumnezeu este Cel care produce această iubire, această unitate, această, pot să spun, dragoste chiar. Da. Și este ceva extraordinar atunci când poți să-i ajuți. S-a legat prietenii, o să vin acolo la noi, la centru. Vă dați seama, în această perioadă a războiului au venit mult mai mult, peste 1500 de soldați, inclusiv de la Alexandronii, de la Golanii, au venit acolo cu soldații și au venit și cu familiile, au venit după aceea și singuri. Deci, și după ce se va termina războiul, acolo este un loc unde suntem cunoscuți și Dumnezeu lucrează. Familie. Exact, ca o familie. Dar este o familie. Domnule Doru Igor, vreau să mă întreb, dincolo de, nu știu, vedeți paradoxul ăsta al iubirii într-un moment de criză și lecția asta frumoasă pe care o învățăm într-un moment de criză, cum spunea și domnul Maxim, dacă n-am fi avut acest context, nu ne-am fi întâlnit aici. E un context care ne scoate în față ceva nou, alt parfum. Parfum de omenie, că e o vorbă, e multă lume, dar puțini oameni. Vreau să vă întreb, pentru că e foarte important și pentru noi și pentru toți cei care urmăresc această emisiune, ce se întâmplă acum în Israel din punct de vedere militar? Am văzut că Iranul atacă, am văzut că acele stații de antieriene lucrează, Iron Dome lucrează la capacitate maximă, lovituri peste lovituri, s-au intensificat loviturile, e mult mai riscant acum față de acum câteva luni de zile? Ce pot să vă spun? Deci am venit acum o săptămână, dar continuu, alarmă este, se aud explozii, le vedem. În urmă cu două săptămâni am fost cu soția la un supermarket să cumpărăm ceva, a început să sună alarmă. Dânsa s-a dus repede în buncăr. Și eu am rămas în mașină, să o parchez, să o pun. Până când am ieșit deja să vedea pe cer cum vin explozii, cum... Barează aerodromul. Noi le spunem artificii, așa? Am înțeles. Da. Deci este o tot timpul într-un pericol. Dar să știți că este ceva extraordinar. Ceea ce am descoperit eu acolo, fiind de 30 și ceva de ani în Israel, unitatea aceasta în criză te ajută foarte mult. Și nu numai criza de acolo. Dacă ar fi să vă povestesc ce s-a întâmplat când a fost o criză în România în 2006 cu inundațiile și cum atunci de acolo, din Israel, s-a trimis Israelul prin... Dumnezeu a lucrat, timp minunat, ar trebui să vă postesc mult timp, unde din Israel am adus în România un container de 18 tone cu ajutoare, care le-am dus acolo la sinistrații. Este ceva extraordinar. Deci poporul Israel, o criză, indiferent unde este criza, Acționează, ajută, este dar cu totul special. Și acum România, și vă spun un lucru, o experiență, oameni pe care îi cunosc și discutau între ei, ne-a cerut domnul Grigoroiu să ajutăm în Israel. Eu am rămas șocat ce oameni cunoaște România, în ce zone, în toată țara, și oamenii ne-a trimit, care au nicio legătură cu Israelul, decât de prietenie, de iubire și de inimă față de Israel, cum o am și eu până la urmă. Trimit bani, trimit ajutoare, fac tot ce pot pentru a sprijini acțiunea pe care le face acolo. Mie mi se pare fabulos lucrul ăsta. Știți cum? Israelul nu luptă pentru el însuși. Exact. Ca să punem lucrurile clar. Da.
Dacă îmi permiteți, eu nu prea mă feresc de cuvinte, că nu prea știu cum, da? Dacă vreți o să învăț, dar nu mai vin la dumneavoastră, pe urmă. Cuvintele sună așa. Israelul nu luptă doar lupta sa la ora actuală, ci Israelul este doar vârful luptei împotriva întunericului care vrea să ne întunece pe toți, indiferent unde am fi. Da. Trebuie înțeles foarte bine lucrul ăsta. Dacă cineva crede că ceea ce Hamas sau Hezbollah sau Houthi sau orice altă miliție de asta, orice parte din axa Iranului, și lărgiți-o cu Rusia și lărgiți-o cu China și lărgiți-o și cu Coreea. Dacă cineva crede că axa asta a răului vine să ne facă nouă vreun bine undeva sau nu-i pasă că nouă ne e bine, greșește. Nu, noi de fapt în Israel ne luptăm cu toți aceștia deodată. Trebuie o scurtă pauză, ne întoarcem după, e foarte intare ce se întâmplă, abia începe emisiunea, cât de repede suntem înapoi. Am revenit, doamnelor și domnilor, o discuție extrem de importantă aici la 7 TV împreună cu domnul Doru Grigoroiu și David Maxim. Invitați-mi în această seară. Ați spus un lucru important și foarte interesant. A trebuit să luăm o pauză. Aș vrea să vă las să dezvoltați puțin. Israelul nu luptă pentru el. Nu. Și am auzit discuția asta ținută și comentată de foarte mulți oameni, de Statele Unite. Sigur că nu ascult și o auzi la televizor, ai impresia, băi, politic, așa spune, ca să convingă lumea că e un război bun și trebuie dus până la capăt. Dar are și Israelul interesele lui, spun unii. Dar cu toate astea, dacă acolo lucrurile ar rămâne așa, mie mi-e teamă că ar declanșa ceea ce nimeni nu-și dorește. Da, la o altă dimensiune, dar nu simțiți cumva că avem o avansare a forțelor răului în toată lumea? Absolut. Da. Dacă strigă acum, dacă ies pe stradă, în orice oraș din Europa sau din Statele Unite și strigă la Akbar, nu se trântește lumea pe jos? Ba da. Că dacă strig și mai Israel, nu cred că o să miște pe cineva. Nu știe lumea ce e aia. Ați văzut dumneavoastră. Deci, toți suntem conștienți, în subconștient, toți știm ce întuneric ne pândește din axa asta răului. Ce face Israelul acum este doar să-l țină departe, nu doar de Israel, ci de toate țările civilizate. Este o luptă a întunericului contra luminii. Nu putem fi mai clar de atâta. Ce credeți că o să se întâmple dacă te uiți la Londra, unde în cartierul Luton, deja majoritatea musulmană dintr-un cartier londonez aplică lege Sharia? În Londra! Știți că cel mai răspândit nume în sistemul de învățământ britanic este Mohammed? Știți că Bruxelles este primul oraș din Europa cu majoritate de votanți musulmană? Bruxelles! Înțelegeți cât de mare este amenințarea? Acum, Nu cred că n-aș vrea să înțeleagă cineva că cu musulmanii avem o problemă. Nu cred cu că musulmanii sunt și cu extremiștii, factorii răului. Aici vreau să ajung radicalismul. Extremismul cu radicalismul. Că nu vreau să înțeleagă nimeni. Musulman. Sunt oameni musulmani, sunt mulți dintre ei absolut favoroși. Dar vorbim despre cei care sunt în aceste fracțiuni teroriste. Și am văzut la Paris, cei și am văzut în Germania, am văzut în Franța, am văzut la Nice, am văzut peste tot. Unde nu? Unde, iertați-mă, eram în Barcelona, am mâncat, am urcat în mașină și în 10 minute cel care era în mașină mă sună soția, unde ești, ai plecat? Pentru că ne întâlnisem răm în centru, am plecat, zice. Au omorât, zice, 100 de oameni. Mi se ridică părul. Da, nu, în Barcelona. În Barcelona. În 2018, când a fost acel atentat cu mașină capcan, mașină în mijloc, în centru. Îmi scapă denumirea străzii din centrul Barcelonei. A fost uriaș. M-am gândit că dacă aș fi rămas încă o jumătate de oră să ne primăm pe acolo, cum era în plan, cine știe, poate eram și noi istoria astăzi. Dar ăștia sunt oamenii care în Israel au nenorocit, în Europa au nenorocit. Despre ăștia trebuie exact punctat. Despre mișcările radicaliste, despre mișcările extremiste și dacă vă uitați și la punctele comune, ce îi unește, ce ne aduce pe acești oameni ai întunericului în față? Iranul, care vor să recreeze Imperiul Persan, Rusia, care vrea să reinstaureze Imperiul Țarist,
Erdogan care vorbește despre Imperiul Otoman și despre... Ce aberație, lupta Semilunii contra Crucii? Cum poți să aduci așa un subiect în secolul 21? Da, iertați-mă, de ce Erdogan s-a întors împotriva Israel? Eu n-am înțeles nici în zi de astăzi. Pentru că asta se vinde în... El este susținut totuși de Frăția Musulmană. Deci asta se vinde în spatele lui. Pentru că către populația lui, el trebuie să spună asta. Există, domnul Călin, există două feluri de a folosi limbajul. Unul occidental și unul oriental, care n-au nicio legătură între ele. Ceea ce spunem noi cu limba noastră occidentală, nu se înțelege în orientală și invers. Ceea ce se spune în orientală, nu se înțelege în occidentală. Întâmplarea face ca Israelul să fie exact în punctul de cusătură între aceste două luni. Și noi înțelegem că spot că Erdogan sau Hassan Nasrallah, să nu-l ierte nimeni, poate să ajungă să țină un discurs în engleză din care noi înțelegem ceva, dar ceea ce se înțelege în orientală e cu totul și cu totul altceva. Da. Cu totul și cu totul altceva. Valorile nu sunt aceleași. Și aici pot să vă arăt simplu, scurt. Vedeți că întotdeauna ne povestesc despre femeile și copiii uciși. Care sunt țările unde ai cele mai multe cazuri de maltratare ale copiilor? Uh-huh. Și țările unde femeile au cele mai puține drepturi? Siria. Uh-huh. Da. Și atunci, ei știu Afganistan. Că pe noi asta ne doare. Și pe nouă ne pasă de femei și copii. Și de asta întotdeauna nouă or să ne arate în fața ochilor femei, copii. Pentru că vouă vă pasă. Pentru că vouă vă pasă, da. Dar nouă? În Pakistan? Câți copii de 6-7 ani muncesc? Da. Cât de simplu este să omori femeie în Afganistan? N-au niciun drept acolo. Absolut, absolut. Mai știți multe țări în peninsula arabică unde femeile au dreptul să conducă singure neînsoțite cum au în Israel? Nu. Au dreptul să intre în învățământul superior sau în posturi... Una dintre cele mai apreciate comentatoare de televiziune israeliană este palestiniană. Poate că asta și deranjează libertatea, domnule Doru Grigoroiu, nu? Libertate. Asta îi deranjează pe libertatea din Israel. Da, pentru că e în mijlocul Orientului Mijlociu, dacă pot să am această exprimare și sigur e intenționată, există libertate. Acolo unde dacă e să ne înconjurăm, vorbim de Siria, vorbim de Iran, Irak, Afganistan. De jur împrejur. E dezastru. Da. Libertatea, cum a spus și fratele Max, trebuie să luptăm pentru libertate. Libertatea ne-a dat-o Dumnezeu de la început și noi trebuie să luptăm cu tot ceea ce nu este contra libertății. Cât putem, cât ne este îngăduit, acolo unde suntem chemați, acolo unde trebuie să acționăm și cu puterile pe care le avem și tot ceea ce trebuie să facem. Pentru că dacă avem libertate de mișcare, libertate de conștiință și tot ce înseamnă libertate, atunci ești, pot să spun, un om liber. Nu ești un om care ești al răului, al întunericului, care te gândești numai cum să distrugi, cum să aduci toți banii la tine, ca de aici să făurezi, să poți să omori mai departe. Dacă acolo toți banii care erau să clădeau, construiau, păi era ca Edenul, cum vorba vine, în Gaza sau chiar în altă parte. Câți bani au fost Gaza, acolo? Și în Gaza, erau zone foarte frumoase, am văzut imagini. Foarte frumoase. Deci lucrurile acestea trebuie noi să luptăm pentru ele. Pentru că ne-au fost date și pentru asta este chemarea noastră ca oameni. Mai pot oamenii din Israel, om obișnuit, omul simplu, tinerii, cei în vârstă, indiferent ce... În ce zonă vă uitați? Mai pot? Sunt obosiți de ce se întâmplă războiul care îi roade de ani de zile? Sau au energia și forța să creadă că într-o zi se va termina? Cum îi găsiți pe oamenii de acolo, oamenii obișnuiți din Israel? Aproximativ, nu pot să spun exact, dar între 70% fiecare cetățean Israel în familia lui a avut un deces, ceva. Chiar și fratele soției. A murit într-o pigua în Ierusalim. Deci fiecare dintre... Într-o bombă, într-o explozie? Da, s-a urcat într-un autobuz și în autobuzul ăla un... Nebun. Da. Nu putem, s-a explodat. Bun nu e. Cine a făcut murit bombă, nu 11 bun. Oameni, 21 de răniți, autobuzul explodat. Deci nu știi când, unde...
Sau mai nou acum, mergi cu mașina pe stradă, te oprești la stop și la stop acolo vine unul cu motocicletă sau dintr-o altă mașină și începe să tragă în tine. Într-una din zile eram în casă și auzit o explozie foarte mare, am ieșit imediat la geam, bineînțeles că a venit poliția și undeva lângă noi, la vreo 100 de metri, o explozie. Deci ceva de genul acesta. Este un stres, dar în același timp e foarte interesant că Israelul, cetățenii de acolo, au puterea, cel de lângă mine a căzut, fratele, sora sau cine a căzut, îmi pare rău, plâng pentru el, sunt cu el, dar eu trebuie să merg mai departe. Deci aici este secretul, cum să zic, nu stau numai în spate să-l plâng. Într-adevăr, acum, ceea ce mă doare foarte mult este că dacă Israelul a rezistat atât de mult timp, a rezistat datorită unității ca popor. Acum a început puțin, nu știu ce manevre sunt în spate, dar este o dezbinare. Și asta este o mare, să zic așa, un minus și nu știu, trebuie să existe ceva care din nou să unească. Că dacă nu va fi această unitate, dușmanii întunericului, așa, ei speculează această, să zic, slăbiciune, sau poate nu-i slăbiciune, dar sunt niște curente care au venit acum mai nou în Israel, care caută această... Eu am fost la Tel Aviv într-o situație, am lăsat mașina undeva și pe la 10 noapte am vrut să plec acasă. N-am putut să mai plec până noaptea târziu, pentru că erau acești oameni care adunase acolo la Israeli și ce era, dar nu puteai să mai ieși. Și era mii de oameni și demonstrații în fiecare zi pentru, contra și... Deci aici trebuie din nou să existe, nu știu, și ne rugăm ca Dumnezeu să rezolve această problemă, ca din nou acea dragoste, acea unitate care a fost și există și acum. Dar sunt anumite fracțiuni care produc aceste lucruri. Partenerul strategic pe care l-avem și noi și Israelul, America, a cerut, prin vocea lui Blinken, a cerut încetarea focului în Gaza. America sprijină Israelul necontenit zi și noapte, cu trupe pe mare, atât pe uscat, în diverse locuri. E bine să nici nu știm unde sunt, important că sunt. Ce face Israelul în aceste momente? Va asculta vocea Americii sau va continua? Că am văzut în multe momente supărări între, mă rog, supărări, dispute, contradictorii între Bibi Netanyahu și între președintele Statelor Unite, între Joe Biden. Care e linia pe care sunt care e între America și Israel acum? În principal, Israelul trebuie să ia în cont principalul său aliat, Statele Unite. Da. Doar ca să punem lucrurile în proporție, trupe americane la sol în Israel nu există. E că există suport logistic, cum ar fi bateriile de rachete TAD sau suport pentru detectarea rachetelor pe mare, da, asta da. Avioane de luptă care sunt ținute în jurul Israelului, în Cipru în special, da. Dar trupe care să lupte în locul Israelului nu există. Sper să nu ajungem vreodată la așa ceva. Pe de o parte. Pe de altă parte, Israelul trebuie să-și urmeze calea lui, pentru că iarăși vorbim despre iarăși cele două limbi. Eu înțeleg că domnul Biden înțelege foarte bine occidentala, dar nu înțelege foarte bine orientala. Și câteodată vedeți dumneavoastră fuga asta, nu, încetați focul, că mor oameni și cărșe. Ei, e război. În război mor oameni. Ok? Ca punct de plecare. Mai trebuie înțeles un lucru. De ce credeți că și Hamas și Hezbollah cer cu insistență încetarea focului? Hamasul cere încetarea focului în Gaza ca condiție preimpusă în orice, altă negociere. De ce? Pentru că există în orientală, există un cuvânt care se cheamă Udna. Udna înseamnă odihna războinicului. Adică refacerea forțelor. Ei nu vor să înceteze focul de grija sau de oful populației lor. Pentru că am văzut în tunelurile pe care l-au săpat, nici măcar un civil din Gazaui nu s-a ascuns, că nu l-au lăsat, nu că n-ar fi vrut. Da? Asta este modul în care lor le pasă de civilii lor. Să fim serioși. Dar de ce cerea cu insistență această încetare a focului? Ca să se poată regrupa. Astăzi, din 24 de brigăzi, 22 în Gaza sunt terminate. Hezbollah, în nord, în
în sudul Libanului, au pierdut 70% din capacitatea de rachete pe care o aveau și mai lucrează cu 20% din capacitatea de drone. Deci asta, atât de tare i-a lovit Israelul. Și atunci, vă dați seama că ei cer cu disperare o încetare a focului ca să se poată regrupa. Numai departe de azi, o dronă care căra arme, puști mitraliere din Egipt spre Gaza, a fost dărâmată de Israel. Da. Astăzi, nu vorbim despre cu multe zile în urmă, sau nu vorbim despre istorie. Deci, vedeți, asta iau nevoie să se regrupeze, să se reînarmeze. Mai știți cum îl cheamă pe șeful Hezbollah la ora actuală? Că se schimbă. De obicei este atât de scurtă viața lui, viața lor, că nici nu mai prea merită să înveți numele pe de rost. Sinuar nu mai e. A rămas frate, sunt Muhammad, dar în sfârșit, nici el nu mai are zile multe. Deci, vedeți, asta e de asta vor. Oricum, operațiune foarte tare, chirurgicală, cum spun ei, cu Sinuar. Da. Am văzut filmulețele și l-au găsit, l-au identificat. Pot să corectez imaginea? Vă rog. Plezneală. Eu nu știu, eu am văzut ce de presă, acum n-am fost. Știu, știu că aveți informația unde ca mine. Exact, haideți să vă spun informațiile adevărate. Vă rog. Vedeți noastră că întotdeauna ne auzim că o lichidare a fost făcută de trupele speciale. Da? Toată lumea trupele speciale. Da. Ei, nu. Pe Sinuar l-au lovit trupele normale. Normal. Care erau puse într-un sector de pe axa Nețarim, de pe acolo, să păzească zona exact în cazul în care teroriștii apar. Și au apărut 4. Trei dintre ei au fugit pe lângă clădire și au fost lichidați pe loc de către trupe normale. Normale. Nu trupe de speciale, nu trupe, luptători normali. Da? E, al patrulea a aruncat grenadă de la un geam. Care a fost, clădirea a fost, nu s-a știut cine, doar au văzut că cineva aruncă grenadă de acolo, au lovit clădirea cu tank, cu un obuz de tank. După care au trimis o dronă. Și dacă ați văzut în filmulețul ăla, el este cu capul înfășurat. Nu prea se știa cine e. În clipa în care el s-a ridicat să arunce cu ceva după dronă, a și ridicat capul exact în bătaia puștii unui lunetist care l-a lichidat. De-abia după a doua zi, când au intrat în casă să vadă și l-au scos cine era, atunci au dat seama că e Sinuar. Și dacă o să vă uitați bine în pozele acelea, degetul lui a fost, degetul arătător de la mâna dreaptă a fost trimis la Abu Kabir, la Institutul de Medicină Legală, ca să confirme că e el. Da? Este același deget cu care amenința Israelul. Și cineva de sus de acolo a avut grijă ca el să n-aibă degetul ăsta când intră în pământ. Vedeți dumneavoastră? Mie, pentru mine asta a fost o satisfacție. Vorbim aici de o suma cum laude a răului. Mai mult rău decât s-a adunat în omul ăsta. N-ai cum. Și nu a fost lichidat de trupe speciale sau de printr-o acțiune exact, ci de armata obișnuită care n-a făcut decât să-și facă treaba. Și în spate a fost o mână, cum a spus cineva de undeva de sus, care a dirijat lucrurile chiar în felul acesta. Noi asta credem. Este foarte interesant că acolo, în Israel, viața merge normal înainte. În ciuda tuturor ceea ce este. Mergem la lucru, venim înapoi acasă, auzim rachete sau explozii sau sirenă, intri în buncăr, stai 10 minute, un sfert de oră, depinde de situație, te întorci înapoi și îți vezi de treabă. Deci viața merge înainte, chiar dacă cineva cade, ne pare rău, așa este, dar este, cum să spun, o viață obișnuită, ca în București, cu anumite întreruperi și limitări. Deci nu este un haos, nu este o frică generală, nu intri în depresie, ori fi și atunci când veneau soldații cu noi acolo, veneau și psihologii să vorbească cu ei și este nevoie și de lucrul acesta. Însă, iată, este o pace în mijlocul războiului, cum să zic. Dacă îmi permiteți, este clasic ce spune domnul Doru. Și este atât de important de înțeles lucrul ăsta. Vedeți dumneavoastră, cei ca mine trebuie să aibă grijă ca cei ca Doru să poată să-și ducă viața atât de normal cât se poate. Da. Dacă, mulțumim. Dacă cei din spate, dacă domnul Doru ar începe să nu mai iasă din casă, să nu se mai ducă la cumpărături, să nu se mai ducă la spectacole, economia și ar intra în teroare, teroriștii au învins. Și ar de economie ar fi dezastru, da. E dincolo de economie, pentru că dacă teroriștii nu au cum să ne învingă militar. Psihic. Dar teroriștii, ei asta fac, teroare. Ori în clipa în care frontul de acasă
intră într-o stare de asta de teroare sau arată că este într-o angoasă totală, atunci teroristul a învins. Mai am noi nu ne poate învinge. Din această emisiune, oameni buni, un răspuns poate din partea amândurora. Sunt vești de mai bine? Se termină cu fâșia Gaza măcar? Adică există vreo speranță? Sunt speranțe. Dintre noi toți, cred că o singură cineva știe. Dumnezeu știe. Când și cum deci se va termina. Deci lucrurile sunt în derulare. Da. Nu putem ști exact. Mulțumesc frumos, mulțumim doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția în această seară, mulțumim foarte mult invitațiilor noștri, o discuție extrem de, zic eu, clară și apăsată a ceea ce se întâmplă în Israel și de ce se întâmplă aceste lucruri. Mulțumim că ne-ați urmărit, încercăm să aducem în fața dumneavoastră toate elementele importante de peste tot. Tuturor, noapte bună! Emisiune susținută de Mega Titan.